La o zi după anunțul Partidului Democrat de remanieri în guvern, președintele Igor Dodon a semnat decretele de demitere ale miniștrilor Liviu Volconovici și Svetana Cebotari. Amintim că la propunerea PD-ului, Volconovici va fi înlocuit la Ministerul Agriculturii de către Nicolae Ciubuc, în prezent șef la Agenția pentru Investiții și Plăți în Agricultură, iar Cebotari de la Sănătate va fi înlocuită cu Silvia Radu, fost manager la Gas Natural Fenosa și fost primar general interimar de Chișinău. Acum, pentru ca cei doi să fie numiți oficial ministri, e nevoie de acordul președintelui Dodon. El însă nu exclude că ar putea să refuze ambele candidaturi. Acesta a spus ieri la Moldova 1 că a fost contactată de premierul Pavel Filip, cu care a discutat despre remanierele în guvern, dar a rămas surprins de una dintre candidaturile propuse, fără a specifica despre care anume este vorba. Nu exclud că ar putea fi situația în care noi nu vom accepta niciuna dintre aceste candidaturi, a declarat Igor Dodon. Aici trebuie de spus că dacă șeful statului va refuza să-i numească pe cei doi sau măcar pe unul dintre aceștia, Curtea Constituțională ar urma să-l suspendă temporar din funcție, iar președintele interimar al țării va deveni Andrean Candu, șeful Parlamentului, care va semna decretele. În acest caz, aceasta va fi a patra oară deja când Dodon este suspendat temporar din postul de președinte al țării.